Oamenii s-au adunat din nou în piața universității. Deocamdată nu sunt la fel de mulți ca aseară, dar sunt la fel de hotărâți să-și strige nemulțumirile. Victor Lefter este și el în piața universității. Victor, care este situația acum în centrul capitalei? Bun găsit, nu e într-adevăr cel mai numeros protest de până acum. E adevărat, e încă de vreme, oamenii mai au timp să vină aici. Vorbim însă cu siguranță despre unul dintre cele mai colorate proteste de până acum. Am văzut oameni extrem de inventivi, doar românul este frate cu umor, l-am putea spune. Așa că am văzut aici o păpușă trasă în țeapă, am văzut tigăi bătute pentru că înăuntru nu mai au ce să pună, spuneau gospodinele. Am văzut pălării mexicane, coifuri de soldați romani și multe alte lucruri care îi ajută pe oameni să facă atmosferă, așa cum se spune, și să-și strige mai bine nemulțumirile. Sunt undeva la 100-150 de oameni care se află acum în piața universității, dar vă spuneam, cu siguranță vor fi mai mulți pe măsură ce orele trec, unii mai ies de la serviciu și cu siguranță vor veni aici. Doar am văzut mii de oameni aseară, măcar o parte dintre aceștia cu siguranță vor continua și astăzi protestul, și pentru că vorbeam de cel de aseară, haideți să vedem câteva imagini extrem de sugestive despre acesta. Demisia! Demisia! Oamenii s-au adunat să protesteze ieri în piața universității pentru a șaptea zi la rând. Înghesat destul, dar de aici mai plecăm până nu pleacă ei să învețe conducătorii, că asta e democrația, să asculte de vocea poporului. Dacă țineți minte, a zis Ceaușescu, tovarăș, România va fi democrată când locul va face pene și rachita misiunelă, România va fi liberă. Și Băsescu asta face. Nu vă e frică, doamnă? Nu! Nu! Mă duc acolo, dar să tragă în mine, dar să nu mor dumneata! Suntem antiviolență, ne dorim să fie totul cât mai bine pentru drepturile copiilor noștri. Pentru că noi nu știm dacă vom mai apuca lucruri mai bune în țara asta. La un moment dat, oamenii au trecut de gardurile puse de jandarmi. Oamenii au reușit să treacă de jandarmi și în acest moment, chiar dacă strigă fără violență, se îmbrâncesc pur și simplu cu forțele de ordine. Oamenii au reușit să pună din nou stăpânire pe tot bulevardul Magheru, au reușit să treacă de jandarmi și pur și simplu au împânzit piața. Să facă alegeri anticipate sau să facă alegeri corecte, nu alegeri comasate cum vor ei să fure. Spiritele s-au încins când protestatarilor din piața universității au vrut să li se alăture cei 2000 de oameni care participaseră inițial la mitingul organizat de USL. Jandarmii au fost nevoiți să separe cele două tabere. Se dă de partea noastră acum, dar ei nu au nicio treabă cu noi, nu-i vrem nici pe ei. Atmosfera a devenit și mai tensionată atunci când membrii galeriilor și-au făcut apariția în centrul capitalei. Nu suntem huligani! Noi vrem! Mazăre președinte! Eu nu mai protestez nici măcar verbal, pentru că aștept ca Băsescu să strige el, jos, să dea demisia. Nu, huliganii au distrus România! Băi, să zică la cameră ce am făcut și unde au duce. Jandarmii s-au regrupat undeva în apropiere de cinematograful Patria. Între universitate și Piața Romană s-au dat lupte grele între forțele de ordine și protestatari. Numele pe care le vedeți în spatele meu sunt tixite de protestatari. Sunt mai multe persoane care ar trebui să ajungă în curând la atenția de poliție. Ușor, 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 vă rog frumos, ușor. Pe trotuar, vă rog frumos.